Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit. Salutare tuturor și bine ați venit la un episod din Heavy Rain! Avem aici povestea, bineînțeles, continuăm, a ajuns ăsta în nightclub unde a fost, și tipa asta. Uite-o în spate, o vedeți? There ain't no Paco here, fella. Get lost. Are you absolutely certain? FBI, mă pulă. Ferește-te. Era Madison, trecea prin spate. Take the stairs over there. Oh, șele, ăla este legat de scaun acum, lol. Iisuse Hristoase. Ah, nu, asta că nu, stai, nu era legat, s-a l-a dezlegat cineva. Scare me. I don't hear you come in. Ăla cu cine vorbește? A crazy bitch came around here asking questions about the apartment on Marble Street. I don't know what you're doing down there. Whoa, I don't want to know. E criminalul cu aia. Are pălărie? Beginning to draw attention. E gras? E Shelby cu aia, sunt bapul ăla de nu e Shelby. Deci să mă grăbesc să ajung acolo. I know, you kept me out of prison and all. But that fucking bitch nearly killed me. Do everything you ask. Din calea mea. I think my dad too. Coaie, Shelby, gras criminalul. Ați văzut umbra? Uite cât de mare. Oh. No, no. Ce trebuie să faci cu pistolul, bă? I can still help you out. No. Don't kill me. Oh, oh. S-a auzit împușcătură, coaie. Bă, jur că e Shelby, să-mi bapul ăla. Dă-te dracu din calea mea. Ieși de aici. Vrei să ai probleme cu legea, mari și în morții, mătii. Să vă apropiu de și... Pe unde se scape? Poate să mă intre prin altă parte? Nu cred că poate să mă intre prin altă parte. Hai repede, bă, dar n-a auzit, mă-mi pula mea, împușcătura. Dar bine, cred că e muzica pe fundal și de-aia, dar la noi nu se aude, că pula mea. Oh-oh, ușa deschisă. Ce să fie oare? Ăla cu creierii împrăștiați pe perete, probabil. Ne apropiem ușor-ușor de finalul jocului, asta e clar. Și ăsta e mort aici. Dar unde e criminalul? Și mai probabil Shelby, iată, cu gaură în cap. N-are gaură. De ce n-are gaură prin spate, în pula mea? E, normal că trebuie să folosim minunații ochelari. Hehehe. Stai să... O, căcat, uite-l în spate. L-a simțit, cred. Da, l-a simțit. Stai, mă, e gras? Bă, nu, nu e gras. Sau e gras? Nu-mi dau seama dacă e gras sau nu. Nu-mi dau seama, coaie, dacă e gras. Nu prea e gras ca Shelby. Sau... Da, e mare, dar n-are burta aia, parcă, sau are? Să mă fără dacă îmi dau seama. Jur, nu-mi dau seama. Hai, pula mea. L-a simțit în pula mea, stai, foarte tare. Hai, prietene. Uai, de pula mea, de ce are ăsta catane aici? Ești uiebu, prietene. O, căcat. La pat, da tot în ăla. Sacul de box. Cel mai bun prieten al tău, prietene, în acest moment. Aoleu, trebuie să fiu foarte atent. A, nu, am ratat aici. Fac. L-a lovit. X. Cerc. Înveți controlul pe de rost cu aia, cu un joc din ăsta, de jur. Mamă, dar să joace unul care n-a jucat în viața lui pe PS4 sau pe PlayStation ceva. Să joace jocul ăsta, aoleo. M-a prins, haide. Hai amice, ridică-te. Hai mă, nu-l omorul pe personaj, mi-a preferat futu-ți morții, mătii. Bă, dar Shelby, uite mă, pare destul, e masiv, e solid, e... E... Nu știu să mor dacă dau seama dacă e Shelby sau nu. Bă, masiv este, dar nu dau seama să fie gras. Așa. Mamă, dacă mai stea puțin Madison o mirlea și ea, probabil. Deci vă dați seama. Hai, amice, ridică-te, știu că poți. Pula mea, săraci pești. Hai, nu-l pierde. S-a dus sus, așa e că s-a dus sus? Sau jos? Aceasta este întrebarea. Nu cred că s-a dus jos. Nu văd. Did Paco know the guy came to see him? Sorry, I don't speak cop. Bă, pulă. Bă. Watch my lips, asshole. Așa. I have no time to translate. Did Paco know the guy? Yes or no? Yeah. John. John. He said his name was John. Bă, da. Friend of Paco's. Always da. Let him John și cum îl cheamă pe copilul ăla de a murit? Dar pe care cred că n-a murit și poate el... Nu înțeleg să-mi bapul ăla. Nu mai înțeleg nimic. Dar cred că și el bie oricum. Era masiv cu aia, dar... L-au mascat foarte bine, futu-i în gură pe ăștia de-au făcut jocul. L-au mascat foarte bine acolo și nu poți să dai seama că n-avea burta aia cu aia.
Era solid, dar n-avea burta aia imensă. Oare putem face ceva cu Ari? Nu cred. Deja s-a demegiuit tot pe aici. Oh, e ceva acolo. Pistolul! Pistolul criminalului sau al meu? Al cui ăsta? Trebuie să aibă amprente, dar cred că... A, nu e al meu, aparent. Ok. Trăiască pistolul. E ceva acolo. Pistol... Nu, a, ochelarii, mă, Ari. Da, corect. Putem să plecăm fără ei? A, și acum mai pot folosi. Stai, mă, așa, mă, tată, mă. Sper că nu-ți defecți, totuși. Așa, puneți prietene și mânușa și hai să scanăm. Wow, câte căcaturi avem. Madison Page. What was the journalist doing? Uite, a descoperit amprentele lui Madison Page. A fost jurnalista asta. Ok. Orchid pheromones. Ok. The fucking origami killer. Da, deci el a fost origami killer. Am fost mai aproape de el decât credeam. The killer was looking for something. Da, văd. Probabil a și rezolvat treaba. Mai avem aici ceva. Probabil purta Paco mânuși. Mendez was no saint. His rap sheet reads like the telephone book. Ok, deci a zis Paco ăsta de a murit, a fost împușcat în cap, că l-a ajutat, că a fost ajutat de criminal să iasă din închisoare. Mă rog, să stea departe de închisoare, să nu fie. His coat pocket. I tore it off during the fight. Two receipts from the same gas station. Interesting. Ok, deci am găsit o din aia de la o benzinărie. That's very nice. Ok. Ce dracu e de scop? Ce e acolo, mă? Aparent nimic. Okay. E o din aia de glonț. Deci o să ne spună... 45 pistolul. Caliber. O să ne spună ce... fel de pistol avea. Ok. Hai să dăm ăștia jos și să plecăm de aici. Hai, prietene, rezistă. Spune-mi că reziști. Am văzut că ochelarii fac rău tipului sau drogul. Nu știu exact ce. Aici e cu dus și întors pentru că jocul nu spune exact ce îi face rău. Ochelarii sau drogul? Mă rog, ochelarii și mânușa, că și aia e importantă. Deci trebuie să ies de aici. Sau care treaba? Concluzie. Shit. Looks like a dead end. Road to nowhere. Da, văd. Tripe. Oh, got the shakes and the cold sweats. Hai, prieteni, ești bine. Get back to the hotel fast. Ok, trebuie să ajungem la hotel repede. Trebuie să ieșim de aici. Paint. I'll end up a basket case if things keep going like this. That bastard nearly broke my neck. Ok. Think. Gotta go. Need to think about all this. Da, prietene, trebuie să plecăm de aici. Paco knew the killer. That's why he was killed. Probabil încearcă să se protejeze. The suspect dead. Someone tries to kill me. On the right track, do you think? Ok, prietene, deci am aflat și criminalul acolo, probabil Shelby. I don't, nu știu, să vă pun. Asta să nu ne grăbim totuși, poate a pus pe cineva. Poate, nu știu, toate variante, dar la fizic n-avea burta aia imensă, dar era solid. Deci e posibil să fie Shelby. Ăsta n-are cum, Ethan n-are cum, să vă pula, nu era atâta, era cât magazia în pula mea de scule. Oh, uite, cât o veni vorba de Ethan. Hai, prietene. Ăsta plânge săracu, mă. E Maddie? Da, este Maddie. Ethan, are you all right? Ia să vede. I couldn't do it. Da, n-am vrut să-l omor pe ăla. I was supposed to kill him to save Sean. No, nu trebuie să omor, prietene. And I couldn't do it. You're not the origami killer, Ethan. Da. You're not responsible for those murders. I can prove it. Da, tip a investigat și a aflat numele tot de John, nu știu cum mai era. Saving Sean is all that matters now. Da. Parcă să-l salvezi pe Fitu era tot ce conta, nu să... I can't. Not now. Nu acum. Nu acum, prietene. I didn't mean...
Trebuie să salvăm pe Sean. Gândește la ce e important. Lasă-o treacă pe asta. I'm gonna go. Oh boy, oh boy, oh boy. Oare se va înfiripa ceva între ăștia doi? I'm going home. Să mergem. Care dracu era camera ei? Undeva mai în partea asta, dacă nu mă înșel. What was I thinking? Are Greta. How could I have ever believed that he felt something for me? Well, poate e. Hope. I hope he proves his innocence and finds his son alive. Unde dracu stă asta, mă? Extraordinar de mirobolant. Și hai să plecăm dracu de aici. Ethan ăsta, mă. Sărac, opa, ce, opa. Ce-i cu poliția aici? Uite milițienii, bă. Oh, căcat, cred că l-au... Cred că l-au găsit. Oh, căcat, nu, 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 nu. L-au găsit pe Ethan, băieți. Da, o să intre peste el. Oare îl pot ajuta? Cumva. Oh, e un telefon acolo. Hai să dacă pot suna. Trebuie să intru. Am, dar sper să nu mă recunoască și pe mine polițaiul. Că l-am ajutat să scape de acolo. Come on, what was the damn number? Ah, nu mai ține minte numărul. 207, cred, habar n-am. Come on, come on. Pick up the phone. Hello? The cops. They're in the motel. You've got to get out of here. Ok, l-am avut. Da, 207 era! E bine. O, a găsit alea. Fugi, prieten. Ai, căcat, l-a prins. Nu știu dacă mai are ce să facă. Sau... O, jucăm cu el acum. E bine. Nu mă prindeți, da, vă, dracu. Nu mă prindeți viu, cel puțin. Nu, am ratat, băga mea și pula. Haide, pula mea, am ratat. Am dat pe cerculeț. Haide, amici, hai că poți, hai că poți, hai că poți. Nu te prinde nimeni, mă. Ce dracu e acolo, acolo? Așa. Oare sunt poliția pe aici? O, oh, ba da, uite, dar de ce nu trag? Pe aici, pe aici, pe aici, e bine pe aici. Sau nu chiar? Nu e bine pe acolo. Sus! În sus nu cred că e nimeni, n-avea cum să ajungă. Așa. Haide, 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 haide. Pe acoperiș n-are cine să ajungă, mă, prietene. Săracu, fără deget. Făcut praf. Așa, sus. Mamă, direct antrenament militar aici, să dea dracu. Sus pe asta, hai prietene, știu că poți. Dacă intram pe tăia, cred că mă prindeau să mă pula. Deci că se ia de intră pe stadionul pula și s-ar retarzia după aici nu prind. Am mai făcut treaba asta, mai de episodul trecut parcă. Când era cu copiii a doi, ăla de-a murit. Hai prietene, hai prietene. Cum dracu, mă, ce agenți sunt ăștia? Polițai români, mă, nu. Bă, deci poliției americane au antrenament de la ca lumea, coaie. Ar trebui să-l prinde pe ăsta fără probleme, mai ales că e accidentat săracul aici, fără un deget. Dar se pare că nu vor să tragă. N-au voie, trebuie să-l prindă. Pentru că trebuie să afle unde este Sean, logic. Ah, m-au prins, bă, ca mi-aș pula. Aolo, să sar acolo? Să nu mor, dracu, dacă sar. Everything's gonna be alright. Surrender, fuck it. N-o să sar, pentru că nu vreau să-i risc viața asta. Oricum, nu cred că e vinovat. Nu este vinovat. Serios acum. Nu este fucking vinovat. Da, game over. Dar nu știu dacă este el criminalul. Iată, agentul FBI care și el a zis că nu crede că Ethan este criminalul. Nu se încadrează tipologia de criminal. Poate îl vei găsi tu, prietene. Am încredere în tine. Am încredere în tine, agentule. Numai să fie în stare, în pula mea, ca să văd în ce stare e și ăsta. Săracul cu drogele lui și cu ochelarii. I'm not here to judge you, Ethan. Ok, oh, o să-l interoghez ăsta. We still have time, but it's running out. Ok. Help me, Ethan. Tell me what you know. Ok, deci se întâlnesc cele două personaje. Sincer.
I'm gonna lay my cards on the table. I don't believe you're guilty. I know that sounds strange, but da, am fost sincer cu el. Reasons. But you are gonna have to help me to da, prove you're innocent. Odds are stacked against you. Okay, hai să... Victimele. Look at these, Ethan. Look at these. Eight photographs. Eight lives taken. Drowned in the goddamn rain. Recognize this one, huh? That's your son. Da. That's Sean. He is still alive. Talk to me, Ethan. Say something. Am de ce nu zici nimic, dracu, bă? Convince. You've lost, Ethan. What will you gain with one more victim? Huh? Tu, prietene, n-ai nimic de zis? I kidnapped my son. What? Asta e convins că el este criminalul. I don't know where he is. The only way to find him. Dar nu e el criminalul, cu aia, să-mi va pula. Is to let me out of here. I'm the only person who can save him. Sceptic. You say you can save him, but you don't know where he is. It doesn't make sense, Ethan. Da. I love my son. I love my son. You keep me. S-a ajuns într-un punct foarte... Sean is going to die. Ok, gata, momentan. Aoleu, ăsta începe. The only thing I want to know is where you've hidden Sean. I don't know. I would already o să fie ăsta iar agresiv cu el, o să-l distrugă și mai tare emoțional. Okay. This is your last chance, Ethan. And this time, I suggest you think carefully before you answer. Where is Sean? Dar nu știe, retard mental. I don't know. Defend. Even if he is a killer, that doesn't give you the right to beat him. Whose side are you on, Norman? Are you defending this piece of shit? Dar nu el, criminalul, fătus mulțime. I'm defending the law, and the law says he is innocent until proven guilty. Corect, momentan nu este vinovat. This guy's got no rights, do you hear me? No rights at all! Polițiști americani în pula mea. Trebuie să intervin. Blake, what are you doing? This guy's a killer! He's got no fucking rights! He's gonna tell me everything. Da, dar nu știe omule, are blackout-uri în pula mea. You fuck. Carter, stop. I'm gonna report you for that. Așa. Go ahead. Get the hell out of here. I couldn't stand you from the very beginning, Norman. Now get the da, mâncă-i tu pula lui Norman, mă. Polițist agresiv în pula mea. Ia. Iese până la urmă, aparent iese. Trebuie să ne grăbim, trebuie să rezolvăm ceva. That is not the way it's gonna go. I'm gonna tell the whole story to Captain Perry. Ok, Capitanul Perry, dar unde dracu e Capitanul Perry? Asta este întrebarea. Fuck! That asshole has gone too far this time. Stai mă, pe unde dracu e Capitanul? Unde morți mă simt? That bastard is gonna beat a confession out of Morris. He just wants a culprit, even if it's the wrong guy. Aici? Aici este oare? Sau de ce am ieșit? Cred că aici e. A, da, aici e. Blake is trying to beat a confession out of Ethan Morris. You've got to do something! Which is more important, Norman? Ai, de pula mea, și ăsta, mă! Ce pula mea-i tot cu toți polițiștii ăștia retarzi, mă? A few bruises. You can't make omelets without breaking... God damn! Ethan Morris is innocent! We've got to get back to looking for Sean if we're to have any chance of finding him alive! Corect. This case has worn you out, Norman. You need some time off to think it through. Hai de pula mea, ești agent FBI în pula mea, intră peste ei. Săracu. Aolo. S-a enervat și asta nu cred că îi face bine.
la starea lui. Take trip-o. Don't take trip. Nu, 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 nu. Rezistăm, prietene. Fără trip-o. Calmează-te. Fără drog. Ok, ești bine? Hai, prietene, te rog eu, fii bine. Tu ești ultima speranță. Să vedem cu cine ne pune acum. Na, tot cu el. Se pare că și-a revenit. E bine, e bine. Se pare că e dependent de trip-o. No, I can't just stand by and watch. I'm gonna help Mars get out of here. Da. He may be guilty. He's acting odd, his statements are all confused, and heck, he never said he wasn't the origami killer. Da, el crede că e când are blackout-urile alea. I should consult my superiors. Maybe... No, no, no. No, that's stupid. I gotta handle this. Trebuie să rezolv asta de unul singur. My gut feeling is that Mars is innocent, and I gotta get him out of here. No, not yet. He lost consciousness. We'll give him a break, and then we'll get back to him. Ai de pula mea. Tougher than I thought. I just don't believe. Dar unde e camera de interogări? Nothing about him matches the killer's profile. In any case, congratulations, Lieutenant. You've done a fine job. Da, coaie, că l-a bătut pe ăla care... Gonna kick off in one hour. I expect it to be quite an event. Bine, deja fac conferințe ăștia. That shithead Perry doesn't give a damn if Blake beats up a witness or if Morris is innocent. All he wants is to be able to tell the press they arrested the origami killer. Ethan Morris is innocent. He truly believes that he alone can save Sean. What if he's right? I'll play those odds. I got to get him out of here. Da, normal, trebuie. Dar unde e? Asta este întrebarea. Ah, e acolo? Stai mă, nu e Ethan aici? A, bă, da, e bătut, e pe jos, săracu. Mă, dar pe unde dracu intri? Ok, intri pe partea cealaltă, cred. Trebuie să o colești cumva. Da, pe partea aia, uitați acolo. Am văzut. Guard. Gotta find some way to get rid of the guard if I want to free Mars. Ok, și trebuie să le liberăm pe ăsta? Îl ajutăm să scape de aici? Ok, deci trebuie să scap de bulangiu ăsta. Confess. Has he confessed? Ah, confess, ai de pula mea. Confess. I see. Săracu. Leave us. Leave us alone. Da, dă-te dracu cu Lieutenant Blake. Leave us Blake, Blake, ce pula mea zic. Ești afară. Right, I'll be at the door if you need anything. Și cum dracul scot dacă e pe... la ușă? Christ! Are you alright? Mamă, ce dracu i-au făcut, mă? Hai de pula mea! Bă, dar l-au bătut, frate, nu glumă! Haide! Hai, Norman, hai, hai, prietene! Am încredere în tine, tu ești personajul meu preferat, amice! Tu o să-l scoți pe ăsta de aici. I've got to save my son. Asta zic și-o, prietene. Let's see what I can do. Să vedem ce putem face, ce putem face. I'm gonna find a way to get you out of here, Ethan. Stay okay. Deci trebuie să-l scot. O să încălcăm regulile. Și legea. Shit, what am I doing? Helping a suspect to escape? That'll cost me my badge and earn me a 10-year stretch. Da, mă, tași, dracu, dar dacă ai dreptate... Should be able to get him out of here without being noticed. Cum dracu s-ar putea să... Cum dracu fac asta? Asta e cu ochii pe noi. Bă, oricum, cam atât pentru astăzi. Să încerc eu off-camera să găsesc ce dracu trebuie să fac. Și cam atât. Eu sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să pizdeți butonul de like. Eu am fost Quick. Ciao, les.